Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia a raportat duminică dimineața a Direcției de Sănătate Publică Alba că 37 de persoane au ajuns la spital după ce au participat la o nuntă acuzând probleme digestive. 9 persoane au rămas internate. 23 de persoane au fost aduse de smurt la UPO Alba, alte 4 persoane fiind duse la spitalul din Sebeș. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, alte 12 persoane au venit la spital cu mașinile proprii. Nunta a avut loc la o pensiune din Vințu de Jos și se pare că problema a apărut imediat după gustarea caldă. Direcția de Sănătate Publică Alba a declanșat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii incidentului.